Salutare, dragi prieteni, suntem pe Balta Sinici 2. După cum v-am promis, avem și aici o populare cu 500 kg crab. Adică un întreg bazin, cam atât are unul, în jur de 500 kg. E bună că e apa mare. Marf, toată Balta Sinici 2, după cum v-am spus. O populăm astăzi 4 iunie, mă scuzați. M-am decalat cu o lună. Vorbești, mănâncă ăsta și lansetele. Ia uite frumuseți. Forță. Îi dăm drumul frumos la apă mare. Trăiască Cristi. Dorică bombardierul, bate unul după altul, așa nu obosește. Nu mai frumos este tot. N-a intrat deloc, Nicu, băi. N-ai tu norocos. Data viitoare o să-l anunț dinainte. Cristi, dă-i acolo distribuire, Cristi. Bagă-te acolo, bagă pe toate grupurile. De distribuire pe toate grupurile. Facem live-ul ăsta mai mare. Ne poate, tu n-ai Facebook? Da, păi și nu distribui, da, ce da, faci da, tu cu mine? Ha, mamă. Nu, e că nu ești pescar ca lume. Dacă nu distribui videoclipul, nu prinzi pește, n-auzi? Zi tu, Dorica, că tu! Dar stai că sunt și pescar nostru. Bine, tată, și am așa de fratele nostru, nu? Păi n-avem ce faci. Dacă stai că sunt pescar nostru... Nu e, Cristi, e un pic mai închis la culoare din cauza apei. Apa în bazinele care vine un pic mai închisă, la, e rece și asta închide puțin la culoare. Mâine dimineața o să fie tot galben. Din cauza asta, peștele când vine pe transport e un pic închis la culoare, nu e auriu. Din cauza că diferența de temperatură este foarte mare. Tu dori că marfă de marfă? Marfă frumos. Ce-o fi în acostele ăștia? Să fie numai de ea șui, mă? Știi, Cristi, doar ai fost, că ai venit fără nadă, fără monturi. Îți promit că de la anul închiriem și scule de pescuit. Vii cu mâinile în buzunar. Îți dăm și om să le arunce tot ce trebuie, doar plătești. Ciove, mă, ciove! Ciove, ciortanul ăsta! Salut, salut, Mădălin! Haideți cu distribuirile, prieteni, vă rugăm frumos! Balta Sinici 2. Da, în Sinești 1 s-a populat puțin mai devreme, ai live-ul mai jos, dacă intri pe pagină. În Sinești 1 am populat cu o tonă, aici populăm cu 500 kg. Ia uite frumuseți. Pește frumos, sănătos și gustos, cel mai important. Te aștept, Mădălin. Ia uitați frumusețe de balt. Pontoane, tot ce trebuie, curățenie. Mama, Andreiule, nu-mi vine să cred că ai intrat și tu până la urmă. Dar tu de cât pe Sinici 2 când se populează. Aia, aici e moartea ta. Gata, Bogdan, te așteptăm. Mulțumim, Andrei. Da, bombardierii de la Buzău, prietenii noștri. Nu mai pescar bun pe la Buzău. Nu mai unul și unul, măsa. Cumva sunt doi la setat.
Avem, șefule, avem pe Sinești 2, 40 de standuri, pe Sinești 1 avem, câte aveți de pe Sinești 1? 80, 90 de standuri. 90 de standuri. Pe Sinești 1 am făcut și foișoare, avem și umbră unde nu erau pomi. Toate condițiile necesare. Să fie veselie. Nu-i așa, Adrian? Pește să fie. Să prinde bre, n-ai cum. S-a mai nu prea s-a prins în ultima săptămână. Săptămâna trecută am avut un. Gata. Eliberează-l. Aute, mă, frumuseți. Ce o avea Tudorică de notă așa? Haideți cu distribuirile, prieteni, vă rugăm din inimă. Balta Sinești 2 se populează pe 4 iunie. Puțin mai devreme, acum un sfert de oră, am populat Balta Sinești 1. După cum v-am spus, în Balta Sinești 1 am populat cu 1000 de kilograme, aici cu 500. Andrei și-a făcut rezervare pentru vineri. Cristie și în urmă Cristi. Andrei s-a pregătit în timp. Ce mă, nu vorbeam de tine. Pe cine să rău? Te-am învățat să dai la pește și acum faci figuri? Păi la pește, am văzut să dai la pește, acum faci figuri, când dai pescar. Ce rea, Costele, mi-a arăs că a plecat peștele la plimbare? Ne poate te-și leagă la însetele aia de rod pot. Treaba ta! Sunt legate, bine. Îmi pare rău de tine, Cristi, ce să-ți fac. Când o să stăm pe balta aici la pește, promit că o să mă gândesc la tine. Gata, se mecaure, te așteptăm. Ia uite ce-ți băgăm aici. Uite cum ne pregătim noi, uite. Mai zi ceva. A, 36 de kg poșul. Se mecaule până vine Andrei, luăm noi topeștele. Facem prăpăd. Pește frumos, gustos, sănătos. Cei care ne-au călcat praguri și au gustat peștele nostru știu despre ce vorbim. Sporește, doamne, sporește, sporește. Să ai vremea, Costel. Țara lumea de noi, că domnule, că populați cu 3 coșuri, că populați cu 4 coșuri, uite, acum populăm cu dubă, să nu mai avem reclamații, nu? Vrei la anul să-ți cumperi un camion? N-auzi, poți să-ți cumperi un camion la anul? Da, la cu 12 bazin. Aș. Să știm o treabă. Tot distribuie toți videoclipurile aia din China când populează aia cu nu știu câte, faci și la fel la Sinești aici. Populăm cu un camion odată. Nu, no, un camion de la mare odată. Ia uitați frumuseți. Cu camionul, tată. Cu trailerul. Nici parea de concurs nu o să se prinde cum se prinde la noi. Haideți cu distribuirile, prieteni, vă rugăm frumos, dați acolo distribuiri. Like-uri, tot ce se poate. Să ajungă peste tot live-ul. O populare frumoasă pe Balta Sinești 2, 4 iunie. Cu crap, mare frumusețe, șui. Nu cocoșar, nu strâmb. Andrei, așa face mereu SMK-ul, mereu fură el startul. Nu e filmă serioasă, nu e. Ia uite-l, ia uite viteză pe el. Fac cu mâna la cameră. Am atins Andreiul, am atins pe Sinești, nu am băgat o tonă, aici băgăm 500-600 kg, nu știu să zic cât avem pe bazin, dar... Când facem socotara, să trăiască șeful. Deci fii atent, avem de câte două dase de primire, două saltele. Vezi ce faci?
Luăm cu împrumut. Una măcar. A, de gând să stai puțin să-ți dai cumplit decât una. Eu zic că într-o oră se umple. Doamne ajut! Auzi. A început să mănânce aici de la bătaie. Dar încă mai are. Vezi că azi au luat băieții unul care au fost la apă mică, au luat unul la vreo 4 kg, vezi că curgeau lapte din el. Da. Cristi, auzi ce zice Andrei, să bagi mare de mașină, dai cu talent, auzi. Zi la copil ceva, auzi. Auzi, să te miști mai cu talent un pic. Dacă nu l-ai bătut când avea unghiile moi. Acum 3 luni de zi, zicea vremele și acum uși. Să rămână. Vorbea cu unchiule, a? Păi acum e fratele nostru, mă, nu mai merge cu dumneavoastră, cu unchiule. Ce e, Cristiane, suntem pe final? Suntem pe final? Da. Am înțeles. Cum, mă, minunată, ai scris tu mai sus, auzi, mint. Nu ești să miște mai tare din burta aia, că s-a făcut prea mare, auzi, acum că eu mint. De la cireșele alea, ce ai să mai mănânci cireșe cu apă minerală că te umfli? Prieteni, vă așteptăm pe Balta Sineș 2, prindem pește, ne distrăm, facem caterincă, tot ce trebuie. Cum e mai frumos? Ne poate ia minciogul, nu-i vezi? Avem. Cam doarme lumea la ora asta, dar ne descurcăm. Telefonul tău am văzut că nu prea... A dat somn, nu-i mai muncitoare, mă. Ăsta e ultimul? Da. Am înțeles. Rea Costele, oprește acolo doi pești. Da, mă, zic, oprește-n cine ăla, doi pești, acum, că e ultimul coș. Așa. Ce? Băi. Gata, mă. E cântării, vrei? Da. E cântării, nu? Gata. Nu mai vezi voi, la vecinul? Ăsta e în Tudorică cu ultimul coș. Gata. Să mai caule, vezi, păi, ce-ai prins tu acum, în prima oră. Păi cum o să dau drumul? E prins din cuvă? Ia uite. Ce le spui de fiecare dată la oameni? Dacă sunt la muncă, ce să fac? Să vezi la pescuit, nu? O trecu de muncă. Munca e bună, mă, dar pentru utilaj, nu pentru pescari. Prieteni, se încheie live-ul aici. Vă urăm fire întinse, indiferent pe balta pe care vă aflați. Dacă sunteți la muncă, vedeți voi cum se fugiți. Simțiți pe șeful că s-a îmbolnăvit pisica. Că vedeți voi? Și faceți la pescuit pe balta Sinești 1 și 2. Ați văzut o populare frumoasă, pește frumos, sănătos. Toate cele bune și fire întinse, prieteni.